Astăzi sunt provocat la un nou challenge, iar regulile sunt foarte simple. Am voie să joc decât cu Sneaky Snowman, mai exact acei oameni de zăpadă care s-au adăugat acum în Chapter 3 sezonul 1 pe hartă, te poți customiza în ei, să păcălești playeri sau chiar că să câștigi un match. Și treaba asta o să încerc eu astăzi. Așa că apăsați pe butonul de like să ducem aceste lucruri la recomandate, subscribe și share dacă n-ați făcut-o încă și haideți să-i dăm drumul la episod. Haideți că tocmai am intrat și eu în match, iar în primul rând va trebui să găsesc o locație, să zic, destul de ușoară pentru a nu veni foarte mulți playeri. Sau exagerat de mulți playeri ca să trebuiască să mă bat cu ei. În fine, ideea e că aș vrea să mă duc acolo la benzinăria aceea, deoarece acești Sneaky Snowman poți să-i găsești oriunde. Și pe jos, din ce știu, poate să spice și din chesturi și din cadouri. În fine, sunt destul de ușor de găsit și nu sunt chiar așa de rari. Ideea e că văd că acolo e deja player, deci nu fac bine dacă mă duc. Și problema e că nu am voie să iau nici heal-uri în challenge-ul acesta. Nu am voie să iau nici arme, nici nimic. Deci efectiv nu pot să iau nimica decât acei Sneaky Snowman. Și cel mai mult să... Deja trage player după mine. Cel mai mult să mă customizez în ei și să stau pe loc, să nu mă omoare cineva. Problema e că sunt player pe aici. Unde mă duc e player și asta deja mă știe. Bine, nu știu ce vrea să facă, dar în fine. În mod normal aș fi luat și heal-uri, dar na. Vreau ca challenge să fie challenge și uite aici. Gata. Am găsit și un Sneaky Snowman. Deci da, ei poate să fie și câte 3 din ce țin eu minte sau 1, în fine. Mi l-a spart acu' da, e. Poate să fie și pe jos, dropați, dar poate să fie pus și așa cum l-am luat eu acum. Oricum, problema e că mi l-a spart. Și trebuie eu să găsesc altul. Deja văd... sunt 4 pe aici. Erau chiar 5. Problema e că... Aether și pe ăla. Deci omul efectiv vrea să mă moare pe mine. Oricum, pot să iau mașina. Deci nu-i problema asta. Mașina pot să iau, pentru că mașina nu e, nu pot să zic că e o armă. Cheia avea cauciucul de gheață. Oricum, stai liniștiți, o să mă plimb eu puțin pe aici. O să încerc să scap de el și, nu știu, după ce pleacă sau se liniștește în zona aia, mă duc eu acolo, dar între timp o să fug pe aici și revin în câteva momente. Câteva minute mai târziu m-am întors din nou în locația asta, după cum se vede, și playerul ăla încă pare să fie pe aici. Și știam că, na, e clar că nu poate să plece așa rapid. Că o să mai vină player plus că zunai pe el, stă chill. Opa, am un player în spate, nu e bine. Deci am așa, playerii aia care se bat acolo și era un player în spate meu. Nu trage după mine. Oricum, ia să fac eu puțin troll. Poate mi iese acum, nu știu. Ia să vedem, mă pun eu aici, ăștia să bat în jurul meu. Oricum, ideea e că m-am întors înapoi și e destul de bine. Ia să vedem dacă reușesc eu să dau troll la cineva. La modul că să nu mi-l distrugă sau să nu mă omoare. Chiar dacă nu prea aș vrea să fac treaba asta. Ia să vedem. Nici nu mă bag în seama. Hai că e bine. Momentan stau chileană pe spate. Dacă nici măcar nu mă bag în seama. Ia, fiți atent ce fac eu acum. Nu o să poate, dacă nici așa nu m-a văzut în spate. Acum, mă, normal aș pleca, dar... Că oricum nu pot să iau nimic din lootul ăla, dar vedeți voi pe acolo. Dar parcă aș vrea să fac puțin troll să mă plimb pe aici, în fine. O să plec momentan. Ar fi fost mișto ca să mă pot urca pe vehicule cu acești Sneaky Snowman, dar nu poți. Oricum, nu e problema. Dar ideea ar fi ca eu să nu ies din el, pentru că dacă ies, e cam GG, adică se sparge. Și nu știu dacă mai reușesc să-l găsesc, mai ales dacă ar fi finalul meciului sau ceva de genul. Oricum, challenge-ul se bazează pe aceste customizări. Așa că cu ele trebuie să joc tot meciul.
Deci, momentan o să stau aici în buș. Dacă este ceva, revin imediat. Pentru că, în primul rând, vreau să se mai strângă zona sau nu știu. Să fie ceva interesant, să vină un player să mă atace sau chestii de genul ăsta. Oricum, momentan o să stau chill aici în buș și revin când se întâmplă ceva. Trecut destul de multe minute și zona, după cum vedeți, s-a strâns. Deja se strânge din ce în ce mai mult. Și s-au mai bătut niște player pe aici. Nu am putut să vă arăt la timp fazele. Dar a trecut cineva cu puterea lui Spider-Man, s-a dus în partea aia, se văd pe acolo construcții, s-au bătut, au mai rămas și 7 playeri între timp. Oricum, nici nu știu ce aș putea eu să fac acum, pentru că... Opa. Cred că ați văzut și voi playerul ăla. N-aș vrea să stau în buș, asta vreau să zic. Dar, hai să vedem. Mie că dacă intru în apă, se duce asta. Nu, nu se duce. Hai că e bine, not cu tot cu el. Oricum, nici nu știu pe unde să stau. Să mă pun aici, să mă pun în altă parte. N-am nicio idee, dar aș vrea să stau. Fiți atenți, o să mă pun eu aici pe creasta asta. Și vine cineva cu puterea lui Spider-Man pe undeva prin partea aia. Dar oricum, vreau să văd dacă, nu știu, mă depistează cineva să o trage mine. Eu sper să nu se întâmple treaba asta. Dar da, subscribe și share dacă n-ați făcut-o încă. Și na, să ducem și acest episod ca oricare la recomandate. Dar în fine, până atunci nu uitați să scrieți și în comentarii, în secțiunea de comentarii, un mesaj cu forță episodul sau mi-a plăcut mult, ceva de genul, înțelegeți voi, ca să-mi dau seama cine s-a uitat până aici la episod. Și da, am cam murit băieții. Ce pot să spun decât GG? Omul stătea efectiv băgat după copac. N-avea nicio idee, credeți-mă. Fix când am vrut să mă duc, am zis să mă duc pe partea asta, să o colesc într-un fel, că l-am văzut pe ăla în partea aia. Oricum, nu știam că omul stă pitit după copac, dar în fine. Ce să vă mai spun eu? Nu am reușit să dau Victory Royale challenge-ul ăsta, dar măcar am încercat să joc. Oricum era destul de greu în condiția în care n-aveam arme. Dar până atunci ne auzim la challenge în viitor. Așa că like, să ducem videoclipul la recomandate, subscribe și share și ne auzim data viitoare. Pa, pa!